Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile de astăzi. Focuri de armă în orașul nostru pe strada Tudor Vladimirescu. Noaptea trecută, cei care locuiesc aici s-au trezit speriați și au ieșit să vadă ce se întâmplă. Șoferul unei mașini nu a oprit la semnalele polițiștilor. Mai mult, autoturismul a intrat într-un indicator rutier, moment în care trei persoane au luat-o la fugă. Au fost nevoie de focuri de avertisment pentru ca doi dintre ei să se oprească. Celălalt și acum este căutat. Restanțe foarte mari la plata serviciului de salubritate. Abonații care nu achită facturile pun în pericol întregul oraș. De ce? Funcționarea firmei depinde de încasări și cum nu sunt, colectarea gunoiului stă sub semnul întrebării. Totodată societatea trimite angajați acasă fără plată și asta în fiecare lună. Pentru încasarea sumelor de la rău platnici se va ajunge în instanță și la executări silite. Investiții importante la Sâmbăta de Sus. Administrația publică locală se va muta în sediu nou. Clădirea în care funcționează acum primăria nu dispune de spațiu suficient, de condiții decente de a lucra cu publicul și nici nu are parcare. Și școala gimnazială intră în reabilitări. Investițiile sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. De la mic la mare, copii și adolescenți sunt provocați la mișcare în aer liber. Sâmbătă pe 2 iunie ei pot participa la concursul de alergare Campion pentru Sănătate. Startul se dă din fața cetății, iar înscrierile se pot face și la fața locului. Urmărire ca în filme pe străzile Făgărașului și focuri de armă trase de polițiști. Mai mulți cetățeni s-au trezit speriați și au ieșit la balcon după ce polițiștii au fost nevoiți să folosească armamentul din dotare și au tras focuri de avertisment pentru imobilizarea trei tineri. S-a întâmplat noaptea trecută în jurul orei 2:10 pe strada Tudor Vladimirescu. Cei trei tineri alături de un bărbat de 34 de ani și fiica acestuia de 9 ani se aflau într-o mașină care circula pe strada Tudor Vladimirescu. Un echipaj de poliție a vrut să oprească mașina, însă șoferul a ignorat semnalele oamenilor legii, așa că a fost urmărit pe străzile din oraș. Mașina s-a oprit într-un indicator rutier, moment în care cei trei tineri au vrut să fugă. Polițiștii au prins pe doi dintre ei după ce au fost somați și s-au tras focurile de armă. Cel de-al treilea este căutat și acum. Cei doi tineri au 17, respectiv 19 ani. Bărbatul de 34 de ani și fiica minoră a acestuia de 9 ani nu au suferit vătămări corporale și nu au încercat să fugă din mașină. Polițiștii continuă verificările în cadrul unui dosar penal pentru stabilirea cu exactitatea împrejurărilor, a declarat agentul șef adjunct de poliție Gabriela Dinu, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Brașov. Persoanele din autoturism erau din județul Brașov. Ce faci dacă ești operator de salubritate și clienții nu-ți plătesc facturile? Nu mai ridici gunoiul? Nu poți face asta. Cel mult te poți folosi de pârghile legale, ce-ți permiți să-i execuți silit pe datornici. Dacă ai ce să le iei, ce ar mai putea speria pe abonații care nu-și plătesc facturile? Ar fi acea taxă specială de 150 de lei. Cel mai grav este, susține operatorul de servicii de salubritate din Făgăraș, că funcționarea firmei depinde strict de situația încasărilor și să nu ne mai mirăm dacă vom vedea gunoiul neridicat, pentru că cei care efectuează aceste servicii trebuie plătiți și cum nu sunt încasări, firma trimite în fiecare lună acasă, fără plată, pe mulți dintre angajați. Este într-adevăr o problemă pe partea de cash flow, unde noi facturăm, automat veniturile pe care le înregistrăm sunt purtătoare de TVA și așa mai departe. Iar efectiv sumele încasate fiind mult mai mici decât sumele facturate, la fel în luni, normal că ne afectează activitatea societății. Nici cu parcul auto nu sunt vești bune. Utilajele sunt destul de vechi și costurile cu întreținerea lor nu sunt deloc neglijabile. Cum încasările nu sunt de ani buni la zi, doar un proiect de finanțare ar mai putea salva situația. Anul trecut am făcut mai multe achiziții din surse proprii,
din venituri realizate de către societate, dar nu sunt suficiente și sunt niște investiții foarte mari de făcut. Așteptăm să vedem dacă există, nu știm, pe partea de management al deșeurilor, pe Asociația de Dezvoltare Adiso Mediu, o să fie probabil depus proiectul mare și atunci probabil o să fie toate dotările necesare prin proiectul mare. Acum, pur și simplu, noi trebuie să rezistăm până va fi implementat proiectul respectiv și până atunci să rezistăm cu ce avem. În prezent, cei mai mari datornici la colectarea gunoiului menajer sunt asociațiile de proprietari. Au acumulat restanțe de peste 200.000 de lei până acum. Pentru cei care nu au contracte de salubritate, există o hotărâre de Consiliu Local prin care se trec la o taxă specială. Bineînțeles, sunt prinși pe declarația de care stanți pe declarația de impozite și taxe locale, vor plăti dublu valorii de taxe normale de salubritate și în același timp vor fi dat și în instanță pentru recuperarea sumelor datorate. Au crescut numărul celor care sunt pe taxă specială, au crescut de la lună la lună, de altfel au crescut, se vede și aici pe grafic, au crescut și numărul de contracte încheiate atât cu persoane fizice cât și cu persoane juridice și tocmai e un motiv în plus pentru a renunța la contractele cu asociațiile de proprietari, pentru a avea o evidență cât mai bună pe persoanele care dețin contract valabil de salubritate. Bineînțeles, de exemplu, găsim o persoană pe care, mă rog, o căutăm după nume în baza noastră de date, nu o găsim, dar de fapt ea figurează la o anumită asociație de proprietari și în felul ăsta nu avem o evidență clară că cei care avem contracte, cei care nu avem contracte, ușor, ușor, dacă vom trece pe contracte individuale, atunci va fi o evidență foarte clară și, bineînțeles, cei care nu plătesc ar trebui să intre în legalitate, să plătească un serviciu pe care noi îl facem. Programul nou implementat de Societatea de Salubritate scoate în evidență date îngrijorătoare la nivelul încasărilor. Per total, firma care colectează gunoiul Făgărașului are de recuperat de la abonați suma de 1,3 milioane de lei. Pentru a-i determina pe datornici să plătească serviciile, operatorul de salubritate publică online o listă a rușinii și apoi aplică taxa specială. Se va ajunge în final însă în instanță și la executări silite ca măsuri de recuperare a sumelor restante. Primăria din Sâmbăta de Sus se va muta în casă nouă după ce autoritățile au accesat un proiect cu o finanțare în valoare de 400.000 de euro. Vechea clădire în care funcționează în prezent administrația publică locală nu corespunde cerințelor activității cu cetățenii. Spațiul este insuficient desfășurării în bune condiții activității funcționarilor publici cu cetățenii, mai mult nu există o parcare proprie a instituției publice. De asemenea, tot prin același program și școala gimnazială din localitate va intra în reabilitări. Avem sediul nou al primăriei care vrem să-l facem cât de rapid și școala, renovarea completă al școlii. De sediu este o clădire nouă, ultramodernă, la fel și la școală. Vom moderniza tot ce se poate moderniza într-o școală să fie una dintre cele mai frumoase școli din zona noastră. Sediul actual al primăriei este foarte vechi. În fiecare an îl renovăm, îl zugrăvim și așa mai departe. Și nu avem nici loc de parcare. La primărie investiția este în jur de 500.000 de euro, iar la școala gimnazială 400.000 de euro. Program PNDL. Pentru că bugetul este foarte mic și nu ne permitem ca din bugetul nostru să facem asemenea investiții. La școala gimnazială din localitatea Sâmbăta de Sus învață peste 100 de copii de la clasa 0 și până în ultimul an de gimnaziu. Unitatea de învățământ, în clădirea căreia funcționează și grădinița, va fi recompartimentată. Ușile și ferestrele vor fi înlocuite, de asemenea clasele și laboratoarele vor fi dotate cu mobilier și aparatură de ultimă generație. Prin grija primăriei și în special a domnului primar, este școala și acum foarte frumoasă, însă din proiectul pe care și eu l-am văzut de recompartimentare, învelopare și tot ce
ține de a conserva, să zic așa, energia termică și de toate felurile, școala va arăta extraordinar. Adică o să se înlocuiască de la geamuri, uși până la mobilier și aparatură electronică. Noi sperăm să ne îmbogățim, să zic așa, colectivele de elevi. Mizăm pe o creștere a numărului de elevi. Acum sperăm. Noi am vorbit cu, în special cu părinții care au plecat acum câțiva ani la Drăguș. Am vorbit și în majoritate, dacă nu toți, au promis că își readuc copiii. Odată cu încheierea anului școlar vor face transfer la, din nou la școala noastră, la școala comunei noastre și la școala lor, la urma urmelor, că e școala comunei din care și ei fac parte. Momentan, împreună cu grădinițele, sunt 127-130 aproximativ. Investițiile sunt finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Noul sediu al primăriei va fi modernizat cu suma de 400.000 de euro, după ce autoritățile au cumpărat peste drum de instituție o clădire a CentroCop. Spațiul permite o compartimentare în raport cu cerințele impuse de specificul activității administrației publice pentru a deservi în bune condiții comunitatea locală, susține conducerea primăriei. Copiii din Făgăraș care iubesc mișcarea au parte de un concurs de alergat organizat în cinstea zilei de 1 iunie. Organizatorii anunță că pot participa elevi de la clasa 0 și până în ultimul an de liceu, evenimentul sportiv fiind inițiat de primărie, Casa de Cultură și Microcercul de Educație Fizică. Crosul are loc sâmbătă 2 iunie de la ora 10, iar startul se dă din fața cetății. Avem un cross de alergare, de fapt e un concurs de alergare, Campion pentru Sănătate, ediția 5-a, în care liceul Șenchea este a 5-a, alături de primăria Făgăraș, Casa de Cultură, ceilalți organizatori, în care așteptăm elevii de la licee, de la școli generale, să facă mișcare pe 2 iunie, de Ziua Internațională a Copilului. Este o ediție aniversară, pot să zic, ediția 5-a, cu distanță de alergare pentru toată lumea. Înscrierile se mai pot face și la fața locului. Distanțele sunt în funcție de categoria de vârstă și de sex. Copiii de clasa 0 vor alerga 200 de metri, iar distanțele tot cresc până la cei de clasa 12, care vor avea de parcurs 800 de metri dacă sunt fete și 1000 de metri dacă sunt băieți, a declarat profesorul Aurelian Curticăpean, unul dintre coordonatorii crossului. Pot lua parte la cross numai copii apți medicali să desfășoare activități fizice. În acest sens, părinții vor completa pentru ei o declarație pe proprie răspundere. Concursul se numește Campion pentru Sănătate și se află anul acesta la cea de-a 5-a ediție. La cea precedentă au participat 200 de copii, iar la crossul organizat acum 2 ani a fost un record de înscriși, aproximativ 340 de elevi.